Activitatea de prevenire și protecție are ca scop asigurarea unor condiții de muncă optime, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. De aceea, inspectorii din cadrul ITM OLT își îndreaptă tot mai mult atenția către respectarea cu strictețe a normelor de securitate și sănătate în muncă. După ce au controlat companii din domeniul comerțului, agriculturii, transporturilor de persoane și mărfuri sau chiar administrațiile publice, a venit și rândul unităților din domeniul din distribuției energiei electrice. În perioada septembrie-noiembrie 2019, Inspectoratul Teritorial de Muncă OLT a desfășurat acțiunea privind verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă. În unitățile din domeniul transportului și distribuției energiei electrice. Potrivit celor de la ITM, s-au efectuat o serie de controle la patru angajatori și s-au constatat tot atâtea deficiențe. Pentru aceste nereguli, firmele cu pricina au fost sancționate contravențional, inspectorii de muncă aplicând și o amendă în valoare de 10.000 de lei. Cele mai frecvente deficiențe de constatate au fost următoarele. Neportarea echipamentului individual de protecție în timpul programului de lucru, lipsa covoare electroizolante de protecție în cadrul stației de lucru, precum și nedefrișarea vegetației în interiorul stațiilor de lucru. Potrivit statisticilor oferite de Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă, România este în partea superioară a clasamentului, depășind țări precum Spania, Austria sau Grecia. Cu toate acestea, neregulile încă există și pun în pericol sănătatea și uneori viața angajaților. Conform raportului Inspecției Muncii, în primul semestru al anului 2019 s-a înregistrat un număr de 2231 de accidente de muncă, dintre care 62 două soldate cu deces.